deci aici a venit un domn cu un mesaj, așa este. O să-i ofer microfonul și o să ne spune despre ce e vorba. Și cine l-a trimis? Cine l-a trimis? Bună seara, eu sunt Sergiu, sunt de la compania Livrare Flori și avem o surpriză pentru dumneavoastră, domnul Pavel, să înțeleg, și doamna Ecaterina, da? Așa, pentru domnul Pavel avem un buchețel de trandafiraș, pentru doamna Ecaterina un buchețel cu lalele, mai avem o tortă cu fructe și o șampanie să o serviți cu cei dragi. Și ca să aflați la cine este surpriza, am un bilețel. Dacă o să-mi permiteți, o să-i dau citirea, da? Așa, o adresare către domnul Pavel. Un gând bun împreună cu cele mai sincere urări de sănătate și fericire, la mulți ani, unchiule. Așa, pentru doamna Ecaterina, la mulți ani, dragă mătușă, să te bucuri de sănătate, fericire, prosperitate și să ai mereu aproape de cei dragi. Din partea nepoțelului Alexandru Obreja și mama lui. Așa, așa, poftim bilețelul. Și dacă aveți un mesaj de mulțumire, puteți să spuneți în cameră. Da, hai, hai. Le-am preșecut de la Nicoțorul Sântuș, alu Comuna de Ecaterina Obreja, domnilor lucrează în copii, băiescul la Niscoli, mai spun așa, și doresc mult sănătate și lui Sântuș, să crească mai, și promitem că vom trăi cu sănătate și în Azori și în Londra, dumneavoastră. Cu tot respectul și că îi mulțumim din suflet pentru cadoul care ne-a oferit. Bună seara, livrareflori.md. Gestul contează.